Luna februarie, când vremea a fost neobișnuit de caldă, a determinat înmulțirea cazurilor de infecții respiratorii grave, în special la copii. Numărul internărilor în secția pediatrie a atins în primele cele 3 săptămâni ale lunii februarie o cifră record. În luna februarie s-au prezentat în pediatrie un număr de 926 de copii, din care au predominat virozele respiratorii, gripa și infecțiile respiratorii, în aproximativ 70%. Din aceste cazuri s-au internat cu pneumonii interstițiale, cu disnee, cu viroze, un număr de 150 de copii. În pediatrie. La compartimentul de pneumologie și în ambulatoriu de specialitate la aceleași secții, numărul de internări a fost unul mai mic. La secția de pneumologie au fost 16 internări cu pneumonii interstițiale bacteriene, în care au predominat Klebsiella bacilli gram negativ, cu internări de zi. Au fost 25 cu traheobronșite, pneumonii bacteriene, pneumonii virale, iar în ambulatoriu s-au prezentat doar 7 consultații cu pneumonii și viroze în secția de pneumologie. Având în vedere situația alarmantă în ceea ce privește infecțiile respiratorii grave, la recomandarea Direcției de Sănătate Publică Neamț, s-au luat măsuri de limitare a numărului de vizitatori care au acces în unele secții ale spitalului. Legat de la DSP-ul, ne-aș trimis în data de 12.02 o înștiințare în care ne-au spus ca urmare a numărului de cazuri de infecții respiratorii acute și gripă, vă recomandăm să luați măsuri de limitare a accesului vizitatorilor în cadrul unităților sanitare. Noi deja am lipit și am așezat la locul unde se intră în spital, în CPU și în pediatrie, accesul limitat corespunzător adresei trimise de DSP. Ce înseamnă acces limitat, doamnă doctor? E carantină? E carantină? Deci vizitat face doar în timpul propriului de vizită și nu intră decât strict o singură persoană, nu toți cei care vor să dorească să vadă pacientul. Sunt deți când vin câte 3, câte 4. Se lasă doar o singură persoană și o perioadă scurtă de timp. Medicii recomandă populației, pentru a evita îmbolnăvirea în această perioadă, respectarea unor reguli de igienă stricte și vaccinarea antigripală, care se face la medicul de familie. Reamintim faptul că și la nivelul județului Neamț, conform precizărilor făcute de purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, numărul infecțiilor respiratorii grave este în creștere de la o săptămână la alta. Săptămâna trecută, la spitalele din județ s-au prezentat 1452 de cazuri cu 29 de internări. Numărul de pneumonii raportate a fost de 503 cu număr de 145 de internări față de 497 cu 131 de internări săptămâna precedentă. În toate unitățile spitalicești din județ se supraveghează în continuare gripa, prelevându-se de la bolnavi probe, acolo unde sunt suspiciuni de gripă porcină, trimițându-se analizele la Institutul Cantacuzino din București.